Întrucât Traian Pătrășcoiu este de ieri noul director cu acte în regulă al societății SCA Paregio S.A. Gorj, acesta va avea de ales între cele două funcții. Dacă fostul consilier va decide să rămână în funcția de director al societății Paregio Gorj, atunci în termen de 15 zile are obligația să își depună demisia din funcția de consilier local. Președintele Organizației Municipale a Partidului Social Democrat, Aurel Popescu, susține că în locul unui consilier PSD trebuie să vină tot un coleg de-al său de partid. În termen de 15 zile trebuie să opteze pentru una din funcții, consilier local la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu sau manager general la Societatea Comercială a Paregio. Așa cum am procedat și la celelalte numiri, bineînțeles, și de această dată vom purta discuții cu Partidul Național Liberal și Partidul Conservator. Sperăm să găsim înțelegere și următorul consilier de pe lista de supleanți, care va accede în Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, să fie tot un membru al Partidului Social Democrat, așa cum este și domnul Traian Pătrășcoiu. Cea care este propusă pentru ocuparea funcției de consilier local este Ofelia Tulpan. Îmi doresc să găsim înțelegerea necesară și să promovăm în Consiliul Local pe doamna Tulpan Ofelia, următorul membru al Partidului Social Democrat. Ocuparea postului de consilier local va fi stabilită în urma unei negocieri între foștii parteneri de alianță.